Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică, la mulți ani tuturor, copii mici și mari, să fiți fericiți, să fiți veseli și să vă bucurați de această viață, pentru că este frumoasă, este o călătorie magică pe care ați ales să o aveți aici pe pământ în aceste timpuri. Dacă sufletul vostru a decis așa, înseamnă că îl știe mai bine și este important să lăsați și mintea și trupul și sufletul să se bucure de decizia sau alegerea pe care spiritul vostru a făcut-o. Să vă bucurați de copiii voștri și să vă bucurați și de copilul interior. Să nu-l lăsați acolo să adoarmă, să-i dați de joac. Să extrag și un mesaj. Ia să vedem care este mesajul acestei zile. Găsește-ți curajul de a cere ceea ce îți dorești. Ceilalți au dreptul de a-ți răspunde afirmativ sau negativ, dar tu ai întotdeauna dreptul de a cere. În mod similar, fiecare om are dreptul de a-ți cere ceea ce își dorește, iar tu ai dreptul de a-i răspunde afirmativ sau negativ. Cere ceea ce îți dorești. Nu face presupuneri inutile. Nimeni nu o să știe exact ce ne dorim, tocmai de asta este important să spunem ce vrem. Dacă primim un răspuns afirmativ, ne bucurăm, dacă primim un răspuns negativ, ne bucurăm. De ce? Pentru că nimeni nu este obligat să ne îndeplinească nouă dorințele, dar este datoria noastră să spunem ceea ce ne dorim. Dacă cineva nu ne poate ajuta, poate se alege pe sine, poate are altă treabă, poate pur și simplu nu are voie să ne ajute, că uneori se întâmplă ca cineva să ne respingă și noi să ne supărăm, dar de fapt să nu aibă permisiunea să ne ajute. Poate acolo cineva a pus această regulă, uite, nu poți să-l ajuți, nu ți este permis să ajuți pe X. Și atunci căutăm în altă parte, pentru că nimeni nu o să ne satisfacă nevoile dacă noi nu spunem ce situație avem, ce nevoie avem, dar dacă nu ni se întâmplă așa cum noi ne dorim și cineva ne răspunde negativ, are dreptul ăsta, nu ne supărăm. Așa că nu vă supărați pe mine dacă uneori nu vă ajut cu zecile de cereri, gen, uite-te și la mine 10 minute. Păi, dragii mei, dacă m-aș uita la fiecare câte 10 minute, cam aia ar fi ziua și am multă, multă treabă și muncesc foarte mult, cu mare drag, cu mare spor pentru voi, dar uneori refuz când cineva îmi spune, de fapt nu uneori, cam în ultima perioadă cam pe toată lumea refuz. Poate unii mi-au luat un nume de rău, alții poate au înțeles, nu e treaba mea ce a înțeles fiecare, treaba mea este să-mi fac cât mai bine ce am eu de făcut și da, aleg să refuz uneori. Alte ori aleg să ajut. Poate fac și sesiuni gratuite unor oameni care au probleme odată la ceva timp. Au fost mulți, se știu ei care sunt, pe care i-am ajutat pentru că așa mi-am dorit eu, așa am simțit. Dar este dreptul meu uneori să spun da, alteori să spun nu. Dar este desigur și dreptul vostru să mă întrebați dacă vă pot ajuta. În schimb, vă pot ajuta cu astrograme personalizate, la cabinet sau la telefon, vă pot ajuta cu mare drag, ca voi să vă cunoașteți, să creșteți, să evoluați, să fiți din ce în ce mai bine. Carduri magice pentru extrase pentru luna iunie aveți aici pe canal, de asemenea aveți și horoscopul lunii iunie, deci se găsește aici pe canal, îl puteți asculta. Berbec, aveți o zi aglomerată, aveți o zi cu multe răsturnări, cu multe, să spunem așa, și aprecieri, dar și reproșuri. Este o zi încărcată, este o zi cu de toate. Ar fi bine să aveți o intenție cât mai frumoasă pentru luna iunie, chiar dacă poate v-ați făcut voi așa un calcul pentru această lună sau nu vi l-ați făcut, este timpul să vă faceți un calcul, să vă puneți o intenție și să nu vă grăbiți, mai ales cu acest Mercur retrograd. Sunt de toate astăzi, și reproșuri, și acuzații, și laude, și aprecieri. Veți trece printr-o mulțime de stări. Nu uitați să vă puneți o intenție, dragi berbeci. Este important să știți exact ce vă doriți de la luna aceasta și de la această zi, desigur. Taur, nu prea vă impresionează astăzi o persoană care încearcă din răsputeri să vă atragă atenția și să vină cât mai în față, parcă dorește să intre în sufletul vostru, cam așa o veți simți. Oricât
se străduiește sau oricât încearcă, pare să nu vă intereseze, mențineți-vă punctul ăsta de vedere, nu acordați atenție dacă nu doriți să acordați atenție și nici nu lăsați tot fel de semne de întrebare sau necunoscute sub straturi. Este foarte important. Astăzi, la locul de muncă, sunt ceva discuții, poate chiar întâlniri, ședințe. Aveți un scop, vă atingeți acel scop în această zi, însă vă veți simți destul de obosiți la finalul zilei. Gemeni. Multe discuții, multe contracte, multe negocieri, multe răsturnări de situație. Este important astăzi să vă păstrați cumpătul, să vă păstrați calmul. Este important să vă păstrați și zâmbetul pe buze, pentru că, într-adevăr, sunt o felul de momente, sunt o felul de situații care mai de care mai solicitante. Rude, poate să fie o rudă, un frate, un verișor, un cineva apropiat sau poate mai puțin, cu care n-ați mai vorbit de mult. Rudele vă cer bani, împrumut sau, mă rog, vă cer ajutorul. Dacă aveți șansă, vă ajutați, dar mare atenție, fiți foarte atenți ce sume dați, cui dați, în ce scop dați, care e ideea. Recomandarea ar fi să fiți atenți și să faceți asta dacă simțiți și dacă chiar este o problemă urgentă. Atenție cu investițiile în care nu aveți informații sau asupra cărora nu dețineți control. Rac. Raci, au o zi bună astăzi, într-adevăr reușiți voi să faceți ca o scurtă împăcare, ca o scurtă detensionare a unei relații, este de bine, ușor, ușor se așează lucrurile, ușor, ușor vă duceți către o zonă pe care o puteți controla și în care aduceți armonie și pace. Astăzi să știți că veți afla niște subiecte sau niște lucruri, niște detalii. Aceste detalii vă apasă destul de mult și aceste detalii vă vor scoate și dintr-o zonă de confort. Acum ne păstrăm calmul, ne ducem către mai bine, ne împăcăm cu cine ne putem împăca și ce aflăm, lăsăm aflat, nu luăm decizii pe baza zvonurilor sau, mă rog, a unor informații care ies la suprafață. Leu. Leii au parte de o întâlnire extraordinară, nu vă așteptați voi la această întâlnire astăzi, este așa pe nepusă masă, dar ea se întâmplă, vă bucurați de ea și ar spune că această întâlnire aduce acel plus care vă determină pe voi să acționați. Îi veți lua prin surprindere pe cei dragi, poate chiar persoana iubită, veți avea o conversație pe care ați tot amânat-o, atenție cu acest mercur retrograd și conversații despre prieteni, cu prieteni, cu un grup din care faceți parte, mare atenție cu comunicarea și mare atenție cu presupunerile. Și bineînțeles este important să vă adaptați, să vă adaptați și să vă dați un pic de timp și pentru voi, ascultați-vă sufletul, intuiția. Fecioară. Fecioarele au parte astăzi de un moment foarte drăguț, un moment pe care persoana iubită îl creează. Vă simțiți cu adevărat iubiți, vă simțiți cu adevărat apreciați. Este o zi bună pe iubire. Acum nu neapărat că veți fi ceruți în căsătorie. Poate unii dintre voi dați vestea unei plecări sau o veste bună sau vă gândiți la un copil sau primiți un semnal de la univers cum că sunteți pe direcția cea bună în relația de cuplu, în iubire, oricum romantism, iubire, veselie. Este o zi foarte simpatică și este o zi pe care o meritați. Bucurați-vă de ea și păstrați părțile bune din această zi și Doamne ajută să se repete cât mai curând. Balanță. Balanța învață foarte multe astăzi, are parte de susținere, are parte de vești bune de la depărtare din străinătate. Într-adevăr, drumurile sunt un pic blocate, dar aveți foarte multă treabă și asta înseamnă că o să vă luați gândul de la o călătorie pe care poate ați amânat-o pentru moment. De asemenea, veți investi în frumusețe, veți investi în ceva tratamente sau poate chiar în ceva articole vestimentare. Oricum aveți parte de o întâlnire interesantă care vă aduce energie și vă umple de entuziasm. Scorpion.
Scorpionii au de făcut o alegere, nu prea știți exact ce să alegeți, poate că n-ar trebui să alegeți, lăsați-i pe alții să aleagă și voi să, când doi se ceartă, al treilea câștigă, ceva de genul ăsta cu scorpionul astăzi. Sunteți un pic îngândurați, vă gândiți la niște bani, la niște credite, vă gândiți la soluții pentru situațiile voastre financiare, aveți un pic mai multă răbdare, toate se vor alinia. Este important să vă dați și un timp realist. Degeaba îmi doresc eu un lucru dacă nu acționez în favoarea acelui lucru și dacă nu-mi dau un timp, că eu poate vreau acum să schiez, dar trebuie să aștept să vină zăpada sau să mă duc într-un loc în care ninge, deci este vorba să aștept sau să fac ceva, să acționez, să ajung acolo. Și bineînțeles, cumva înțelegerea procesului, înțelegerea călătoriei până ajungi să-ți activezi acel, sau să bifezi acel obiectiv pe care l-ai. În dragoste, suișuri și coborâșuri nu prea vă simțiți în apele voastre, dar în cele din urmă poate veți rezolva. Săgetător. Săgetătorii au parte de conflicte pe partea asta de parteneriate, conflicte. Sunt niște lupte tacite, așa, sunt niște înțepături subtile. Vă așteptați că urmează ceva, aveți mare dreptate, urmează ceva, este important să înțelegeți ce anume urmează, ce anume se va întâmpla în relația voastră, pentru că puteți să aveți parte de niște surprize la care nu vă așteptați, nu se aștepta nimeni, nu doar că nu vă așteptați voi. Astăzi puteți să aveți și o discuție cu părinții, o discuție referitoare la acte, moșteniri, succesiuni sau să rezolvați niște probleme de familie. Capricorn. Capricornii stau foarte mult în trafic și vor citi astăzi foarte mult. Studiați, vă înscrieți pe la cursuri, pe la școli, pe la seminare, faceți voi tot felul de șmecherii, să mai învățați, să mai creșteți. Foarte bine, așa trebuie. Cu cât investești mai mult în tine, cu atât îți crește valoarea și cu atât tu vei fi un produs mai bun. Indiferent că vinzi mere în piață sau că vinzi astrograme sau nu știu ce vrei tu, că de exemplu și eu investesc tot timpul în mine, adică eu deja sunt formată de acum 5-6 ani, eu în continuare investesc în cursuri, investesc în tot felul de programe, investesc în tot felul de școli să mă îmbogățesc și să mă îmbunătățesc, să devin un produs cât mai bun pentru clienții mei. Așa că asta vă recomand astăzi, gândiți-vă ce ați putea voi să mai învățați pentru a crește și a deveni produsul ăla pe care nu-l mai oferă nimeni pe piață. Oricum suntem unici, fiecare în parte este unic, dar este important să înțelegeți că ar fi bine să investiți în voi, în cunoaștere, da? Pentru că dezvoltare, cunoaștere, ce? Ușor, ușor lucrurile se duc în direcția potrivită. Vărsător. Nativii vărsător răsună de situație în iubire. Poate că acolo ați pus problema greșit, nu spun că este rău, dar într-adevăr sunt și niște momente în care ar fi bine să ascultați mai mult partenerul sau să vă dați seama ce vă doriți. Îi puteți lua prin surprindere pe prietenii voștri prin anumite decizii, dar vouă nu vă pasă. Și foarte bine că e viața voastră, nu trebuie să vă luați voi după ce vrea nu știu ce prieten. Fiecare își urmează instinctul, fiecare își urmează dorința, fiecare își urmează calea, suntem diferiți. Îi veți lua prin surprindere, poate se vor face glume pe seama voastră, în dragoste, cum si, cum sa, sunt o felul de răsturnări și de momente, dar dacă voi sunteți ok cu voi și cu deciziile voastre, asta contează, nu contează ce spun ceilalți. Ceilalți oricum vor avea mereu de comentat dacă sunt preocupați cu viețile altora și cu viața lor mai puțin. Pești. Plin de emoții sunteți astăzi, poate că aveți și contact cu familia care vine cu ceva probleme și vă umple cu tot felul de momente așa cu suspine și cu tot felul de lucruri. Într-adevăr, sunt acolo niște situații cu durere, cu suspine, cu sentimente, cu vă sacrificați foarte mult pentru ceilalți. Nu vă mai sacrificați pentru ceilalți, că fiecare are să-și urmeze calea și ne putem salva singuri. Nu o să ne poată salva la nesfârșit o altă persoană. Dragi pești, lăsați-i pe ceilalți să se descurce, chiar dacă vă dor situațiile în care ei se află, eliberați-vă, îi ajutați dacă puteți, dar nu fiți salvatorilor, că mai rău le faceți. Trebuie să iasă singuri din zona în care sunt și astăzi faceți ceva cumpărături, dar impulsiv. Dragii mei, să aveți o zi magică cu 3 ceasuri magice.